Bună ziua și vă mulțumim că participați la această ședință a Consiliului Local. Mai întâi, domnul secretar, mă rog să verificați prezența. Sunt prezenți 19, absent domnul Dinu. Ședința este legală constituită. Înainte de toate, vă propun să ținem un moment de reculegere pentru victimele accidentului de acum câteva zile. Mulțumesc. Pentru astăzi avem o ordine de zi cu 15 puncte la ordinea de zi, plus o informare. Și în plus există solicitarea executivului pentru introducerea a încă două puncte pe ordinea de zi. Este vorba de un proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație la SECE Apa Service și proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație la SECE Administrația Zonei Libere Giurgiu. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Înainte de a intra efectiv în ordinea de zi, supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din 30 mai 2013, procesul verbal al ședinței extraordinare din 5 iunie 2013 și procesul verbal al ședinței extraordinare din 17 iunie 2013. Cine este pentru? Mulțumesc. E cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Începem cu ordinea de zi și asta suplimentară la final. Da? Primul punct. Hotărâre privind abordarea drapelului național, arborarea drapelului național, a drapelului Municipiului Giurgiu și a drapelului Consiliului Europei pe teritoriul Municipiului Giurgiu. Comisia Juridică. Avizul favorabil. Alte discuții. Nu sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? De cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între municipiile Giurgiu, România și Lalcudia, Spania. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă sau se abține cineva, nu este. În unanimitate a fost aprobat. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor ce se pot produce pe teritoriul municipiului Giurgiu. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Dacă se abține cineva, mulțumesc că a fost aprobat în unanimitate. Punctul numărul 4.
Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini necesar concesionării direcției unui teren în suprafață de 149 metri pătrați. Comisia de Buget Finanțe. Comisia de Administrație Publică. Prin un aviz de principiu, Comisia de Administrație. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Alte discuții? Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Punctul numărul 5. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin dotație publică a bazinului Pronosport. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Tot fiind un aviz de principiu, Comisia de aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 7. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață de 50 de metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Portului numărul 5. Comisia de Buget Finanțe. Mai era una cu da, ne cerem scuze. Proiect punctul 6. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate și caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 83 metri pătrați, situat în Giurgiu. Comisia de Buget Finanțe. Acordă aviz favorabil cu recomandarea că să formuleze o declarație notarială pentru eliberarea terenului în cazul în care licitația este pierdută. Adică își asumă acest risc în situația în care va pierde respectiva licitație. Va câștiga altcineva, în termen de 15 zile să elibereze de totalitate. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă sau se abține cineva, în unanimitate s-a votat. Mulțumesc. Punctul 7. L-am mai citit odată, așa că știți despre ce e vorba. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat. Punctul 8. Hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat și punctul 8. Punctul 9. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea asocierii municipiului Giurgiu cu Societatea Comercială Expo Danubiu SRL-D pentru realizarea unui centru expozițional de afaceri în Giurgiu. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. La fel. Discuții. Domnul Bălăneanu.
Într-o ședință anterioară am cerut celui mai strict consilier în funcție să-mi dea un exemplu de asociere în participațiune benefică în municipiul Giurgiu. Din păcate, dumnealui mi-a dat asocierea cu muncă. Poate că între timp executivul ar fi trebuit să ne convingă că asocierile sunt beneficii sau au fost asocieri benefice. În această situație, cum n-am nicio informație, eu sunt rezervat și nu voi vota acest proiect. Da, vă pot da eu un exemplu și care este de o asociere în participațiune cu rezultate, zic, destul de bune. Astra Giurgiu este asociere cu Asset Management în vederea preluării și împreună comun să organizăm competițiile și de divizia. Este tot un contract de asociere în participațiune și este, zic eu, destul de succes. Despre ce era vorba în acest? Și aș vrea să explic un pic mai pe larg vis-a-vis de acest proiect. Cu toții, la nivel cel puțin declarativ, ne manifestăm intenția de a sprijini tinerii întreprinzători, de a sprijini tinerii să se integreze în piața din Giurgiu. În urmă cu o săptămână a fost un forum al tinerilor întreprinzători la Giurgiu. Trebuia să vină doamna ministru Grapini, a venit doamna secretară de stat Anca Ionescu, dacă nu mă înșel. Și a vrut să pun accent și să întărească, până la urmă, disponibilitatea ministerului pe care îl conduce doamna Grapini de a sprijini tineri întreprinzători, de a fi alături, până la urmă, de cei care doresc să investească. Chiar dacă sunt la început de drum. Și au pus accent foarte mult pe aceste SRLD-uri. Societăți cu răspundere limitată, debutant. Au foarte multe facilități. La vremea respectivă, patronatul tinerilor întreprinzători din Giurgiu, în cooperare sau cu sprijinul Oficiului Teritorial pentru Sprijinirea IMM-urilor de la Ploiești, au discutat și au stabilit că la Giurgiu există o oportunitate și sunt și fonduri de la bugetul de stat să facă un centru expozițional. Deci sunt fonduri nerambursabile care trebuie folosite anul acesta. S-au dat și la anul. Dar anul acesta încă sunt fonduri. Această persoană, George Brezoi, care este directorul Oficiului Teritorial de la Ploiești și reprezentantul pe Giurgiu, în urmă este giurgiuvean, au găsit oportunitatea aceasta de a face în Giurgiu un centru expozițional, un centru de afaceri, un centru de sprijin a tinerilor întreprinzători și, nu în ultimul rând, un incubator de afaceri. Un incubator de afaceri care vor atrage fonduri de aproape 1.600.000, fonduri nerambursabile de la Ministerul IMM-urilor, dar Dumnezeu, Ministerul Industriilor sau Ministerul Economiei, Direcția IMM-uri. Și inițial se gândiseră să ridice un centru expozițional pe locul fostei, fundații a Băncii Agricole. Aici, în spatele blocurilor 113, 112, 111, cât sunt în spatele prefecturii. După vizita doamnei secretar de stat, s-a discutat și au spus că oportunitatea este mai mare să primească fonduri pentru reparația și modernizarea unei clădiri existente. Fiindcă pentru aceasta au fonduri în acest moment. Pentru construcție trebuia să folosească fondurile lor, iar după ce era gata, urmau să fie, ajutați pentru dotare și alte facilități. Drept urmare, împreună și cu doamna secretar, au văzut fosta tipografie. După ce au văzut această clădire, au spus că este mai oportun să investească și să o modernizeze pe banii dumnealor, și după ce o modernizează să beneficieze de fondurile care sunt date pe incubator de afaceri. Drept urmare, în acel moment au venit cu această solicitare să facem asocierea cu clădirea tipografiei, iar dânsii cu banii dumnealor să o modernizeze și să o transforme într-un centru de afaceri. Acesta este punctul și momentul unde suntem. Acum, ei trebuie să vină. Noi acordăm un aviz de principiu în vederea asocierii. Ei trebuie să vină cu un plan de afaceri după aceasta, ei trebuie să vină
cu o gândire, să vedem care sunt pașii următori. Problema se pune. Facem această mișcare ca primăria să intre în asociere, ei să repare acea clădire, fiindcă primăria în acest moment nu are bani să repare acea clădire. Asta vă spun la modul corect. Și nu mă interesează să zic că o reparăm ca să fie reparată. Noi avem mari probleme cu cei de la evidența populației, că apa care se infiltrează, fiind corp comun cu evidența populației, apa care se infiltrează prin spărturile din acoperiș, se duce în arhiva celor de la evidența populației. Și avem mari probleme acolo. Deci, o să trebuiască măcar spatele acestei construcții să o reparăm cu banii noștri. S-a evit această oportunitate. Vedeți dumneavoastră, s-au făcut așa este, îmi spuneți că s-au făcut asocieri. Nu s-au făcut foarte multe asocieri. Care s-au făcut, s-au închis după un an, nu s-a făcut, nu s-a luat autorizație de construcție, s-au reziliat automat. Deși în această asociere, când se va ajunge, se va trece un termen. Dom'le, dacă într-un an, un an jumate, nu ți-ai autorizație, sau într-un an nu ți-ai autorizație de construcție, se reziliază de drept. Și o luăm de la capăt. Dar este de datoria noastră să încercăm. Dacă vom sta reticenți că de ce vine ăla sau de ce nu vine ăla și facem, nu o să facem niciodată un pas înainte. Incubatoare de afaceri s-au mai înființat și la Dunăreana și la Consiliul Județean. Din păcate, poate eu nu sunt informat. Nu prea am auzit de activități. Iar în ceea ce privește doamna Grapini, faptul că și-aș vrea să consider că din binecuvântate pricini n-a putut să vină la Giurgiu. Și nu din cauza că Giurgiu este un municipiu și un județ și un județ nesemnificativ. Bun. Și noi am așteptat. Alte lor de poziție, domnul consilier. Da, este o oportunitate totuși pentru Consiliul Local, dar să pune problema, e vorba de un SRLT. Totuși va avea know-how, capabilitatea și toate celelalte să poată susține o asemenea activitate. E vorba de o propunere pe 25 de ani, în care primăria intră cu clădirea. Este foarte bine că putem găsi o soluție să o facem pe banii altora, dar în același timp mă întreb de ce n-am face un fel de concurs de proiecte în care să se scrie mai multe firme specializate în așa ceva, nu neapărat Expo, dar nu SRLT, și să alegem pe urmă în funcție de business planul care îl produce fiecare firmă, să putem să facem o asociere într-adevăr care să promoveze pe urmă pe cei 25 de ani toate cerințele care se trec și aici și care sunt interesante, într-adevăr. Dar rămâne iarăși, întreb dacă totuși este singura firmă care are know-how și capabilitatea să poată să facă așa ceva. De ce au făcut SRLD? Fiindcă este oportunitatea ca să primească fonduri. Deci banii vin pe debutanți. Ca să pe genul acesta de firmă primesc banii de la Oficiul Teritorial pentru Sprijinirea IMM-urilor. Da, dar e o sumă foarte mică. Nu. Deci ei primesc pe mai multe... Primesc în jur de 35-40 de mii de euro. Pe 2-3 programe. Domnul consilier, așteptați să vă vină. Ideea este că trebuie să funcționeze ca și incubator ca să primească cei 1.600.000. De aceea le-a fost mai ușor să găsească varianta aceasta. Că vor primi 30, că vor primi 50. Până la urmă ei și-au angajamentul că fac lucrul acesta. Este acord de principiu. Dacă le tăiem elanul și să spunem că nu vrem, la un moment dat, știți ce se întâmplă? Dacă ar fi venit la Giurgiu 20 de investitori și s-ar fi bătut în idei și în proiecte, da, mi-ar fi fost și mie ușor să spun, da, domnule, aleg pe cel mai bun. Dar vedeți dumneavoastră că apar câte unul. E de datoria noastră să încercăm. Putem trece, v-am spus, și bine a spus domnul consilier. Domnule, să vedem cum este. Trecem, dacă într-un an nu este autorizație și nu face, se reziliază automat. Și atunci știm o treabă. Dacă e serios sau nu e serios, dacă poate să facă sau nu poate să facă. Nici nu ținem blocat, nici nu câștigăm bani acum după această clădire. Fiindcă e dată în folosință gratuită, deci mai mult decât atât, nu știu ce. Unui SRL care atât face. O are de atribuire gratuită. Domnul consilier. Referitor la ce a spus domnul primar, m-am
uitat în cerere, am studiat cererea deșilor și nu scrie niciunde, sau poate n-am văzut eu că e scris cu mărunt, că deși se obligă după sau altul să precondiționeze această clădire, să o reabiliteze. Ba mai mult decât atâta, în referatul domnului primar, scrie că la acest moment acest spațiu are o asociere cu tipografia CRD, cu o valabilitate până la 29-18 ani, cu posibilitatea reducerii termenului de valabilitate, în cazul în care asociatul prim, respectiv municipiul Giurgiu, va începe lucrurile de modernizare. Și mai aveam o întrebare la dacă ei nu au venit cu o propunere pe acest contract de asociere participațiuni de procent. Primăria, executivul, are un procent în vedere? S-au gândit la ceva anume? Că nu se specifică pe ce înseamnă? Este aviz de principiu. Da, și în aviz de deci urmează... Să noi intenționăm să ne asociem cu dumneavoastră în procentul tip. Da, un aviz de principiu. Toate lucrurile acestea cu asocierea sau ceea ce se face urmează în etapa a doua când vom veni și semnăm contractul, venim cu el în Consiliu și atunci spuneți, domnule, dă 5, dă 10, nu dă nimic, suportăm, ce suportă, suportă dâns și tot, fac gratuit pentru primărie, nu știu câte manifestări pe an. Deci ideea este, trebuie să știm de unde plecăm. Dar acum să spune problema dacă face sau nu face. Aici este problema, acordat sau nu. După acest lucru urmează faza a doua. Ei vin cu proiect, cu ce vor să facă, vin cu date clare, venim în fața Consiliului și spune, domnule, ăstea vor să facă. Ei au venit și au întrebat, domnule, puteți să ne apucăm să mergem, să purtăm? Că la rândul lor, pe baza acestui acord de principiu al nostru, ei fac demararea procesului la discuție, la unde să duc, la oficiul teritorial pentru sprijinirea IMM-ului. Dar asta am specificat în cererea lor, pe care nu s-au formulat o către primărie, nu au scris niciunde că au intenția să reabiliteze această proiect. Dar probabil că din discuțiile pe care le-a ascultat dumneavoastră... Deci tot ce s-a discutat, asta a fost. Vă spun când a fost cu doamna secretară de stat, astea s-a discutat. Sunt debutant. Sunt debutant. Deci până la urmă au făcut o cerere... Au făcut o cerere. Ca debutant. Ideea este dacă... Este prima fază. Aici e toată treaba. Dacă dorim acest tip de asociere, și să le dăm o șansă să meargă cu acest... Ele trebuie să o pună la dosar, că, domnule, uite, am găsit, sunt de acord de principiu, primăria Giurgiu să facem lucrul acesta. Ne apucăm mai departe și ei să duc la oficiul teritorial și discută dacă li se acordă și ce fonduri li se acordă. După aceea trebuie să vină cu proiect de modernizare, trebuie să vină cu tot și după aceea venim în patra Consiliului și spune, da, domnule, uite, oamenii fac lucrul ăsta, 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 pornim sau nu pornim la drum. Da, vor să fie contract, o să fie cu un consiliu. Este vorba de acord de principiu. Ideea este, pornim sau nu pornim? Aici e toată treaba. Domnul consilier Clement, aveți cuvântul. De acord cu dumneavoastră, domnul primar, dar astea sunt presupuneri că nu e problemă să vină încă nu știu ce oferte. Dar mă întreb, de ce au cerut 25 de ani? De ce au cerut 25 de ani? De la ce nu ați dat drumul la aerul comisiunii? De la executiv. Vă rog să reluați argumentația, domnul Clement. Vă rog să reluați argumentația, domnul Clement. Domnul viceprimar Vlad. Până la urmă, haideți să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre o asociere dintre un SRLP și primărie. Acum, problema care se pune, eu zic că este corectă de a da o șansă și tinerilor pentru viitor, să intre într-o afacere, dar să nu zicem că, din start, că pălăria ar fi prea mare pentru ei. Eu vin cu o propunere ca în această asociere să intre, de exemplu, și Camera de Comerț din Giurgiu, care este reprezentativă pentru tot mediul de afaceri din Giurgiu și eu zic că are și o experiență în organizarea de astfel de manifestări. Atunci, cred
că n-ar fi niciun fel de, de problemă, s-ar face și acest proiect. În continuare, vă spun, și cu acest SRLD sau cu altul, nu contează, trebuie să dăm o șansă și de să intre în, în afacere. Deci eu aș propune, dacă ar fi de acord, să putem să, să cooptăm și Camera de Comerț în acest proiect. Singura impediment, nu neg faptul că, până la urmă, punctul și polul important și rolul Camerei de Comerț este ca dânsii să dorească să intre în această asociere. Deci noi putem trece aici să discutăm și cu Camera. Deci putem, domne, să în asociere să intre, dar e doar la nivel că... Dacă o să zică domnul președinte că nu dorește... Haideți să da. Întrebăm totul și atunci poate să încercăm, dacă nu putem să luăm o hotărâre, să amânăm acest proiect până când vom avea și acordul Camerei de Comerț, dar din ceea ce știu eu la Camera de Comerț, este deschisă pentru astfel de proiecte și în care să fie cu participare. Trece direct să se coopteze și Camera de Comerț și... Deci, domnule, timpul nu este foarte darnic cu noi. Este luna iulie, august, dacă depun, când depun, ne mai hotărâm, până semnăm contractul, ne ducem în noiembrie. Dacă mai amânăm o dată acordul de principiu și mai stăm o lună până semnăm și încă o lună cât așteptăm, sunt 3 luni, ne ducem în septembrie. Nu știu, banii trebuie cheltuiți sau ce vor să facă anul acesta. Deci, domnul primar, da. Deci putem trece. Ideea este să fie totuși cineva care poate să desfășoare această activitate și recunoaștem că Camera de Comerț a Giurgiului a organizat diverse expoziții în Giurgiu și le-a făcut la un nivel bun. Atunci să mai trecem un articol că se va fi. Domnul director Trăistar, poftiți. Ca să putem să vă răspundem la celelalte întrebări ale noastre, trebuie să avem acest aviz. Adică putem să, ca să facem un proiect de sarci, să știe ce condiții, pe termen, valoare și restul de investițiile care urmează să le facă, trebuie să avem un aviz de principiu din partea dumneavoastră. Și după aceea urmează să demarăm restul de proceduri. Dacă nu avem avizul, nu putem să facem nici raportul de evaluare și nici celelalte condiții pe care trebuie să le prindem în contractul de asociere. Nu, dar se poate. Nu, dar se poate. În cadrul acestui cooptat și Camera de Comerț, între fundul ar fi de acord. Asta e la mine. Nu avem deocamdată. Da, se până în seara. Da. Poate că trebuie până la acest sens? Domnul Velicu, poftiți. Da, am tot auzit aici discuții legate de contracte mai vechi făcute, contracte de asociere în participațiune făcute de municipalitate de anumitul tipului. Într-adevăr, au fost foarte multe contracte care s-au dovedit a fi un eșec. Și părerea mea este, începând de la termenul destul de lung, 25 de ani, și până la experiența acestei societăți care, după câte se vede, toată lumea încearcă să ne convingă că este cea mai bună soluție. Eu zic că ar trebui mai întâi să discutăm, așa cum a spus și domnul Vladu, cu Camera de Comerț, o cooptăm în această asociere. Cum, după câte știu eu, există și la Consiliul Județean o asemenea instituție care se ocupă de incubatorul de afaceri și de prelucrarea și pregătirea oamenilor în domeniul afacerilor. Da, dacă vorbim toți, cred că... Nu, vorbează că dumneavoastră, vă rog să continuați. Și vorbeam la microfonul, alții vorbesc în urmă. Da. Ce nu este supărat? Păi nu, este vorba de... Cine ne poate convinge că este cea mai bună soluție această firmă? Dacă cineva ne convinge că experiența acestei firme sau persoanele care se ocupă de această societate pentru administrarea ei ar fi cele mai bune în domeniu, eu sunt de acord. Dacă mai are cineva ceva de adăugat. Dacă nu, cred că e cazul să trecem la vot. Supun la vot proiectul așa cum a fost el prezentat de executiv. Cine este pentru? Două. Împotrivă?
Abțineri? Diferență. Să mai spune cu modificările. Să spune cu amendamentul propus de domnul secretar, vă rog să formulați un amendament privind cooptarea Camerei de Comerț ca partener. La proiectul inițial, domnul viceprimar Dar a propus amendamentul cooptării Camerei de Comerț la societate, fără a avea la acest moment al potrivit. Deci, la articolul 2 se va introduce un alineat care va avea conținut, se va solicita... Vă rog, o clipă, domnul secretar, vă rog frumos să faceți... Deci, alineatul 2 la articolul 1. Domnul Trăistaru, dacă nu vă interesează, puteți să mergeți. Deci vă rog să faceți liniște. Vă rog, domnul secretar. Articolul 1 va avea alineatul 2 propus de domnul viceprimar. Se va solicita acordul Camerei de Comerț a județului Giurgiu în vederea participării la asociere. Da, s-a însușit amendamentul. Bun, supunem la vot în forma cu amendament. Domnul Clement, supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul prezentat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? O abținere. Deci 18 pentru și abținere. Mulțumesc. Depășim acest moment și mergem la punctul numărul 10. Punctul numărul 10. Punctul numărul 10. Hotărâre privind alocarea unei finanțări locale în vederea derulării evenimentului Descoperă România în municipiul Giurgiu. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil, dar dacă poate cineva să ne explice și nouă ce înseamnă asta, România, România sau canal, o Românie sălbatică, poate... Bine, am înțeles întrebarea. Juridic. Comisia Juridică. Comisia de Învățământ. Aviz favorabil. Bun, și acum să ne explice cineva de la partea inițiatorului ce înseamnă România. Este denumirea dată de Ivan Pațachin, la urmă, la proxima întâlnire îl voi întreba. Este până la urmă o denumire. O denumire care face, din punctul meu de vedere, face referire la țara voastră, la România. Și nu era un pic așa, sau poate să facă referire la mania unora de a conduce caiac, canoe, de a face concursuri. Ce înseamnă row în engleză? A vâzli? Asta înseamnă. Mania de a vâzli. Domnul Stanciu a făcut nu să-l arăt. Bine, mulțumim pentru comentariu. Mulțumim pentru explicația doamna. Mulțumim! Da, domnul Stanciu. Vă rog să fiți atent. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă mai sunt discuții, domnul consilier Spoială, vă rog. Giurgiu a fost unul din orașele care în decursul istoriei a avut câteva vârfuri extrem de importante care au avut rezultate deosebite în campionatele naționale. Și unul din sporturi, cum știți foarte bine, știu și părinții dumneavoastră și a fost Popice. Lângă Popice, care s-au desfințat, s-au dărâmat, nu mai există, a existat în Giurgiu, pe canalul Plantelor, a existat mai multe embarcațiuni și o hală în care erau depozitate caiac-canoe. Și practic s-au desfășurat diverse antrenamente. Giurgiu, după un studiu, are condiții extrem de bune pentru campionate naționale și internaționale pe canalul de la Mocanu-Mocănașu.
Practic, eu zic că e un început deosebit pentru Giurgiu să-și dezvolte această activitate și să o extindă. Mai ales, având în vedere că este aproape de București, Dunărea e lângă București, și putem să dezvoltăm această activitate. De asemenea, eu zic cu această, cu începerea acestei activități, se poate dezvolta și marina aceea de lângă fabrica de zahăr, portul de mici ambarcații. Deci eu sunt de acord și consider că de bun augur să înceapă această activitate. Vă mulțumesc! Da. Și aș vrea să completez cele spuse de domnul Spoială. Giurgiu are tradiție în ceva. A fost primul club nautic român, înființat la Giurgiu 1870, în jurul anilor aceia. Deci primul club nautic român. Este păcat că suntem orași la Dunăre și nu avem un club de sporturi nautice. Să sperăm că împreună cu Ivan Pațachin, cu Federația Română de Sporturi Nautice și Federația Bulgară, cu Comitetul Olimpic Român, Român și Bulgar, și cu cele două orașe, să realizăm un canal olimpic la Giurgiu, în zona Malul Roșu. Există intenție, Ivan Pațachin a mai fost în urmă cu 3-4 ani, a mai purtat această discuție vis-a-vis de realizarea unui canal olimpic. Acea locație este mult mai propice pentru acest proiect. După ce în ianuarie 2014 vom începe să pregătim proiecte pentru depunerea în vederea obținerii de finanțări, avem în vedere și acest obiectiv. Este un proiect transfrontalier, un proiect regional și eu cred că va avea și suportul autorităților române de a finanța această investiție. Și nu spun doar că Giurgiu e frumos sau Giurgiu are el atracție sau are experiență sau până la urmă e o oportunitate la Giurgiu, că există Giurgiu. La ora actuală, loturile de caiac canoe, loturile de schif, de sporturi nautice, se antrenează fie pe Znagov, unde este o aglomerare mare de ambarcațiuni și nu mai există cadruri propice pentru acest antrenament, sau undeva la Orșova, direct pe Dunăre, care la fel, datorită scăderii și creșterii debitelor apelor în zonă și până la urmă fiind o coadă așa de lac de Dunăre în dreptul localității Orșova, se adună și foarte multe gunoaie în zona respectivă, când sunt ploi, vin... Discutam cu Ivan Pațache și spunea lucrul acesta. Deci poate să fie o oportunitate, Giurgiu. Mulțumim. Domnul viceprimar Vlad, s-a spus. Da, vreau să adaug și eu că este o oportunitate pentru Giurgiu. Să-l aduci pe Ivan Pațache la Giurgiu nu este chiar așa de ușor. Știm cu toții ce a însemnat în sportul românesc. În al doilea rând, vreau să spun că avem apă, dar avem ambarcațiuni. Asta cred că este și primul pas prin care, cu o mediatizare bună, Bucureștiul va fi atras mai mult de Giurgiu decât de Znapoc, în ceea ce domnul primar. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că nu este o sumă extraordinar de mare care să spunem că ne-ar da peste cap planurile primăriei, dar cred că efectul acestei acțiuni va fi mult mai mare decât suma aceasta care noi o aprobăm. Așa că PP-ul va vota pentru acest proiect. Domnul Stanciu. Mai mult decât atât, susținem acest proiect, având în vedere că vom lua contact cu o nouă ambarcațiune pe care n-am văzut-o și noi niciodată. Canotca. Deci nu e ține până la 10 persoane, de ce e stabil. Canotca. Da, mulțumesc, domnul Stanciu. Dacă nu mai sunt comentarii, trecem la vot. Da, vă rog să fiți atenți. Trecem la vot. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc că în unanimitate a fost votat punctul 10. Trecem la punctul numărul 11. Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 13.000 de lei Asociației Sportive Basket Giurgiu. Comisia de Buget Finanțe. Comisia de Învățământ.
Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă sau se abține cineva, mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 12. Hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2013. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 13. Hotărâre privind aprobarea suplimentării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2013. Comisia de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, o problemă. Vă rog, domnul Spra. Domnul primar, a dispărut subit raportul dumneavoastră de pe materialul privind raportul dumneavoastră de activitate pe iulie-decembrie. Când eu v-am spus că... Când eu v-am spus că... Nu, nici aici, în raportul. Când eu v-am spus că... Vă tot ușor, las înainte, pe primul loc, aici, a fost aici, acum văd că ușor, ușor, vă duc la mare. Nici la colegi nu este. No. Da, nu este. Ba este. Pe PDD-o văd. Este la punctul 17. Deci dacă aveți cineva care să pricepe mai sus de gând, l-avem în format scris. L-avem în format scris. A fost inițial și după aia dispăr. Ia uitați-vă, vă punem dacă apăi. Eu l-am. Nu bine. Gata. O să aranjăm ca domnul Spera să meargă niște cursuri. O să studiem problema cu președinții. Trecem la punctul numărul 14. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru Casa de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Giurgiu. Comisia de Buget Finanțe. Discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Cu 3 voturi abținere, s-a aprobat. Trebuie să fiți pe față, domnule, să scoateți. Punctul numărul 15. Hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Comisia de Buget Finanțe. Favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat în unanimitate. Punctele suplimentare. Trecem la cele două puncte suplimentare. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație la SECE APA Service SA. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă, se abține cineva? A fost votat în unanimitate. Celălalt proiect suplimentar. Hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație la SECE Administrația Zonei Libere Giurgiu. Discuții. Da, eu aș avea o discuție. Cred că este vorba, dacă știu eu bine, persoana este Martare Cristelian, nu Martale Re. Pe vecin. Da, da, da. Pe vecin și măcar atâta lucru să știu. Dacă este vorba de acea persoană. Cine l-a propus, domnul Stanciu, dumneavoastră l-ați propus? Da. Să faceți corectura de rigoare.
Da, domnul Toma, vă rog. Aș vrea să fac și eu o modificare, o propunere de modificare, în sensul că aș vrea, în rogul doamnei de la Ciulacu, să-l propunem pe șoapă Ionuț. Da, am înțeles că doamna Ciulacu și-a declinat da. Apartenența la acest organism. Șoapă Ionuț. Șoapă Paul Ionuț. Bun. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Modificare. Mulțumesc. E cineva împotrivă? Se abține cineva? A fost votat în unanimitate. De asemenea, la ordinea de zi mai avem o informare privind scrisoarea de mulțumire a domnișoarei Zlăvescu Diana și, cum ați observat pe tabletele dumneavoastră, raportul de activitate al primarului pe perioada iulie-decembrie 2012. Bine, dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumim pentru participare, declarăm ședința închisă. Nu, 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 nu,